Cu trei zile înainte de alegeri, guvernul decide, semnează, parafează creșterea salariului minim cu aproape 300 de lei. Mărirea se aplică de luna viitoare și aproape 2 milioane de oameni vor primi mai mulți bani în august. Salariul minim pe economie a crescut de la 3.300 de lei la 3.700 de lei brut. Din această sumă, 300 de lei sunt scutiți de taxe și contribuții față de 200 de lei neimpozitați în acest moment. Asta înseamnă că de la începutul lunii viitoare, angajații vor primi aproape 2.400 de lei net. Aproape 800.000 de angajați primesc acum salariul minim pe economie și vor avea parte de o creștere a venitului cu peste 12%, adică aproape 300 de lei. Alți peste 1.100.000 cu venituri între 3.300 de lei și 3.700 de lei brut vor primi majorări mai mici. Gabriela Putinae, care lucrează de 18 ani la o cofetărie din București și câștigă puțin peste 2.000 de lei, face calcule, va încasa 284 de lei în plus. Ce-ați cum? Cumpăra cu 284 de lei. Păi foarte puține. Foarte puține, câte puțin de fiecare. Și carne, și legume, și lactate. Avem de plătit aceleași utilități, aceleași rate, lună de lună, să ne și rămână, nu decât să dăm. Ce salariu considerați că trebuie să aibă un român pentru a se descurca? 6.000. Am fost și noi în supermarket, iar cu 284 de lei am cumpărat carne, lapte, ouă, roșii, mere, ulei, făină și brânză. Mâncarea ajunge unei familii cu un copil doar pentru câteva zile. Facem un pas important pentru a ne apropia de nivelul cerut de directiva privind salariul minim european. Antreprenorii sunt cei care vor suporta majorarea salariului minim și ar putea mări prețul produselor și serviciilor, cred analiștii financiari. Factor stimulator al inflației, pe de-o parte, deci posibile creșteri de prețuri pe piață, în urma creșterilor costurilor cu munca ale companiilor, este posibil ca acestea să recurgă la restructurări de personal. Punctul de amendă care crește în funcție de salariul minim nu a fost înghețat. În lipsa măsurii, amenzile de circulație ar putea crește de la 1 iulie, dar guvernul promite că va rezolva problema în timp util. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.